Florile de primăvară au adus astăzi culoare cantinei sociale Sfânta Muceniță Filoftea, aflată sub egida Asociației Diaconia, filiala Sector 4. În cadrul proiectului Bătrânețe cu suflet de copil, bunicii au pregătit, cu ajutorul unui florist decorator și al voluntarilor din grupul Tineri în Acțiune, aranjamente care au fost dăruite bolnavilor de la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Atelierul de creație, al șaselea din cadrul proiectului Bătrânețe cu suflet de copil, s-a desfășurat și de această dată cu sprijinul grupului de voluntari Tineri în Acțiune. Întâlnirile sunt organizate lunar cu scopul de a ajuta pe vârstnici să comunice și să simtă că fac parte din comunitate. Am făcut un aranjament floral într-un coșuleț cu flori de primăvară. S-au bucurat foarte mult pentru că au aflat multe lucruri despre flori, despre florile de primăvară în special și compoziția acestui aranjament, pentru care ei au lucrat așa cu drag, deoarece au aflat că aceste aranjamente și aceste flori vor fi duse la Centrul Sfântul Nectarie. Și atunci ei au pus atâta dragoste și pasiune încât nu au mai așteptat să le explic, ci au făcut pur și simplu așa cum au simțit din inimă. A fost foarte frumos, s-au bucurat, au apreciat și florile, au întrebat despre flori și semnificația lor totodată. Cât de importante sunt astfel de acțiuni pentru cei mai în vârstă? Am aflat că sunt chiar foarte importante, adică nu m-am gândit că o să le placă atât de mult. S-au destins, mai ales că au aflat lucruri frumoase despre flori și tehnică de lucru, și au aflat cum să așeze niște flori într-un aranjament și am înțeles că chiar ar vrea să mai repete lucrul acesta. Ne propunem în continuare să aducem un strop de lumină și un strop de căldură în sufletele celor care au nevoie de acest lucru. Avem și o pagină de Facebook a cantinei și vă invităm să o accesați și să vă implicați în măsura în care aveți timp și disponibilitatea să o facem. Pagina se numește Cantina Socială Sfânta Filoftea. Beneficiarii primesc cu surprindere activitățile pe care le propunem noi și pentru ei și pentru noi sunt inedite. Ne-am gândit să aducem flori, tocmai pentru a ne bucura împreună de puritatea și frumusețea florilor și de a face ceva absolut nou pentru noi fiecare. Să realizăm un aranjament floral. În cadrul atelierului au fost sărbătoriți beneficiarii născuți în luna februarie. Cantina oferă hrană caldă, consiliere spirituală și socială pentru 37 de persoane, aflate în evidența Biroului de Asistență Socială al Protopopiatului Sector 4 Capitală. Beneficiarii sunt persoane și familii aflate în dificultate, cu risc crescut de marginalizare sau excluziune socială.